Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor Extreme TV. Motoul zilei de astăzi vine de la Albert Einstein. Nu tot ceea ce poate fi numărat contează și nu tot ceea ce contează poate fi numărat. Dacă e februarie, putem spune din nou că este luna în care celebrăm excelența în brokerajul de asigurări. În mai puțin de două săptămâni se acordă premiile brokerilor de asigurări, iar Alex Roșca vine în câteva momente la subiectul zilei să ne ofere detalii. Accesați unoasic.ro astăzi și aflați că RCA-ul nu te scapă întotdeauna de răspundere. CSA restricționează pozițiile de conducere destinate celor fără experiență în asigurări, iar în Moldova, începând de astăzi, polițele RCA și carte verde se emit doar online. Să vedem acum și știrile pe larg. Polița RCA nu îi ferește mereu de responsabilitate pe cei vinovați. Asigurătorul RCA poate recupera sumele plătite drept despăgubiri de la persoana răspunzătoare de producerea pagubei în următoarele cazuri. Când accidentul a fost produs cu intenție, când a avut loc în timpul comiterii unor fapte ce reprezintă infracțiuni săvârșite cu intenție, când autorul infracțiunii încearcă să se sustragă de la urmărire sau persoana răspunzătoare a condus vehiculul fără consimțământul asiguratului. Comisia de supraveghere a asigurărilor a restricționat numărul de poziții de conducere ce puteau fi ocupate de oameni fără experiență în asigurări, astfel încât aceștia nu mai pot fi numiți pe poziții de conducere decât în departamentele economico-financiar, juridic, control intern, audit intern și tehnologia informației. Astăzi, 1 februarie, este ziua de start pentru emiterea electronică a polițelor de asigurare obligatorii RCA și Carte Verde în Moldova. După mai mulți ani de amânări, autoritatea de supraveghere a pus la punct sistemul și l-a testat împreună cu jucătorii din piață, semnalele de până acum fiind pozitive. Potrivit declarațiilor oficialilor CNPF, prezentate pe larg pe exprim.md, programul de emitere RCA a fost instalat pe calculatoarele din peste 500 de puncte de vânzări, acestea fiind dotate cu servicii internet, imprimante și case de marcat. După cum vă promiteam la începutul ediției, alături de noi l-avem pe Alex Roșca și stăm de vorbă despre următoarea ediție, cea de-a doua a premiilor brokerilor de asigurare. Bine ai venit, Alex! Bine v-am găsit, Oana! Din câte știu, pe 12 februarie suntem invitați cu toții la Club Tribute pentru a sărbători a doua oară excelența în brokeraj. Sigur că da, este prima zi a lunii februarie, iar luna februarie este marcată evident de premiile brokerilor de asigurare. Anul trecut am derulat ediția inaugurală a acestui eveniment, care iată ajunge la cea de-a doua întâlnire și care devine deja tradiție. Vom recompensa practic companiile de brokeraj, brokerii care au încheiat anul precedent cu succes pentru excelență pe diverse categorii de activitate. Vom premia tinerii specialiști, tinerii lideri de succes și nu în ultimul rând vom acorda premii pentru performanță în brokeraj. Sigur, ne-am putea întreba în acest context economic, da, pe fondul diminuărilor de business, nu este un context mult prea optimist, de ce acest eveniment și de ce merită să acordăm premii în condițiile în care lucrurile nu sunt așa cum ne-am dorit să fie. Și aici răspunsul este unul singur și anume Media Extreme întotdeauna a apreciat activitatea atât a asigurătorilor, dar și a companiilor de brokeraj și considerăm că un astfel de eveniment nu face altceva decât să recompenseze adevărata valoare și să ridice până la urmă moralul și optimismul companiilor. Cei care își doresc să participe, să se înscrie, au la dispoziție pagina de web dedicată acestui eveniment, exprim.ro/premiile brokerilor 2013. Își pot depune candidatura. Pot merge în trei direcții. Prima dintre ele, cea mai simplă, este să se înscrie ca și participanți și să fie alături de noi la acest eveniment și alături de premianți. A doua variantă este, care nu exclude evident pe prima, este să se înscrie și să ne trimită un formular de candidatură pentru ca noi să evaluăm performanțele pe care compania le-a realizat pe parcursul anului trecut și să acordăm premiile pentru performanță. Și cea de-a treia este, presupun, adresată tinerilor lideri. Exact, ai intuit bine, este adresată tinerilor lideri și specialiști care își pot depune candidatura în vederea obținerii premiilor de profil care au devenit deja o tradiție și care sunt preluate de ceva vreme și de la gala premiilor pieței asigurărilor din martie. Îți mulțumim foarte mult, Alex, pentru toate detaliile.
Din presa economică de astăzi aflăm că proprietarii din București s-au grăbit să scoată la vânzare apartamentele vechi, în urma anunțului că programul Prima Casă s-ar putea adresa doar segmentului de locuințe noi, astfel că oferta este dublă în această lună față de luna decembrie anului trecut. În ce măsură va impulsiona acest fapt numărul tranzacțiilor imobiliare și, indirect, segmentul asigurărilor de locuință, rămâne de văzut. Acestea au fost știrile săptămânii la Exprim TV. Eu vă urez să vă bucurați de un weekend cald și însorit. Ne revedem luni!